câteva cuvinte. Consider că eu am tot dreptul moral, deoarece 5 ani mă ocup cu problema defrișărilor și locuiesc pe această stradă Mădoare, m-am născut în Chișinău. Într-adevăr, parcul Valea Trandafirilor acum nu este în cea mai bună stare. Dar, haideți să ne gândim. De ce noi nu am înaintat, noi ca cetățeni, ca vizitatori a parcului, de ce nu am înaintat nici măcar o petiție, nici măcar un demers către primărie în care am cerut să fie luată atitudine? De ce astăzi mulți dintre voi devin voluntar sau involuntar avocați a oamenilor de afaceri? Da, eu sunt de acord. Ei trebuie cumva să creeze o tentă de frumusețe pentru ca în final de către societatea civilă să fie acceptat acest proiect. Dar cât oare noi o să trăim cu această atitudine de a ceda business-ului, spațiile publice sau adiacentul spațiilor publice, fără ca să înaintăm pretenții sau să cerem socoteală primăriei? De ce primăria până la momentul de astăzi nu a investit în parcul Valea Trandafirilor? De ce trebuie să facă un agent economic care are niște interese și aceste interese, fiind satisfăcute, o să ne afecteze pe noi? Cum? Eu vă zic cum. Dacă trăiți pe Trandafirilor, ați văzut restaurantul Mi Piace. Știți cu ce s-a început construcția restaurantului? S-a tăiat aproximativ 100 de metri de aliniament verde stradal Trandafirii. Nu ajungea oaspeților acestui restaurant. Ei se parcau pe gazonul de vis-a-vis. Dacă o să observați atent astăzi, acolo s-a plasat pavaj așa numit ecologic, fără ca terenul să fie achitat, și acum parchează clienții și peste drum. Mai mult ca atât, peste o perioadă, s-a mai defrișat o porțiune de trandafiri, fiindcă lor le era puțin. Eu vreau să aduc la cunoștința tuturor că restaurantul Mi Piace, la momentul de față, are aproximativ 100 locuri de parcare care nu sunt de ajuns. Și restaurantul acesta are 2 etaje. Cum dumneavoastră vă închipuiți că o clădire mai mare că cu 2 etaje se va mulțumi cu 200 locuri de parcare? Spuneți-vă rog frumos. Cum? Noi nu avem acea mentalitate de a circula cu transportul public. La noi este rânza moldovanului, scuzați de expresie. Fiecare trebuie să vină cu mașină și de dorit să intre în poartă. Haideți să ne gândim și la acest aspect, că prin acest potențial pericol și real pericol se pune la îndoială mai departe confortul fiecăruia dintre noi care se plimbă în parc. Ca cei care au copii, bătrâni și așa mai departe. Noi cunoaștem cultura șoferilor. Uitați-vă ce se întâmplă în orașul nostru. Cum vă pare? O să intre mașinile cele acolo. O să fie normal în parc, oare să fie așa ceva? Haideți să gândim multiaspectual. Și să nu cedăm spațiile publice care trebuie să fie întreținute. Ele, de fapt, ar trebui să fie întreținute din banii noștri, a contribuabililor. Primăria acești bani fură și proprietatea publică o dă pe mâna agenților economici care, cel mai ultimul rând, le doare de interesele noastre. Ei au un singur scop, într-adevăr, să facă profit. Fiindcă dacă ei nu ar dori să facă profit, ei acum au clipă. Ei ar reconstrui restaurantul. Nu, asta nu e politică. 5 milioane îi bagă în parc, cine o să vă creadă? Cum o scoateți profit din asta? Cum o să recuperați banii? Давайте мы все-таки, я вас прошу, где-то гражданские активисты, давно борются. Давайте не высказываться по поводу прибыли экономических агентов. Точно так же, как мы должны требовать у экономического агента не слушать разговоры по поводу фильтров и всего остального. Вы, когда покупали этот ресторан, вы должны были знать, что вы покупаете и насколько он экономически выгоден. Что касается вырубок, два слова буквально. На сегодняшний день, это подтверждено много раз в примарии, не существует технологии, чтобы выкапывать одно дерево и пересаживать его в другое. Все, чем это заканчивается, ввиду коррумпированной экологической инспекции и Министерства экологии, что срезается одно дерево и якобы сажается другое. Но извините, вырезается 30-летнее и сажается двухмесячное дерево или шестимесячное. Поэтому не надо нам врать вот таким образом. Донна Николета, мы же хотим по-честному, чтобы это было. И не существует технологии строительства вокруг. Или покажите нам пример. Eu văd până la urmă, dacă nu s-a găsit limba comună, cel puțin
pe unele principii s-a găsit și eu cred că o să mai urmeze multe alte dezbateri publici pe acest domeniu, că eu și așteptăm propuneri. Ce își ține de organizare și de pretură, faptul cum a organizat aceste consultări, eu accept orice critică, să spunem așa, noi este, da, constructivă, noi o să ținem cont, o să răspundem la ce își ține în general de organizarea acestor consultări și nu de prezentarea unor materiale care nu ține de pretura sectorului botanică. Îmi cer scuze că ați stat atâta timp într-un local puțin rocoros, să nu spunem fric, și cu aceasta, dacă nu mai sunt întrebări, că văd că se transformă deja în discuții unipersonale, eu declar aceste dezbateri închise, cu speranța că o să ne mai întâlnim și o să ne mai întâlnim. Mai sunt întrebări. Vă ascultă, dar...